Înger întunecat sau demon luminos. Mi-a plăcut teribil acest titlu, foarte Jungian de altfel și care ar putea rămâne emblematic atât pentru destinul baritonului Gheorghe Oț cât și pentru destinul oricăruia dintre noi, dacă reușim să ne facem treaba bine, zic eu, și voi explica îndată la ce mă refer. Acest minunat spectacol ne-a oferit șansa de a-l cunoaște pe Gheorghe Oț pe dinăuntru. În mod paradoxal, poate tocmai lipsa resurselor documentare privind viața lui. Succesul său ermetic, restrâns la spațiul sovietic, ne-au dat șansa să-l cunoaștem într-un fel mai profund, să săpăm în interiorul vieții sale. Aș privi simbolic în modul în care mai multe arte au, cum, au conlucrat la acest spectacol, ca fiind părți din el însuși din personalitatea sa, aflate într-un dialog și într-o armonie. Solistul, interpretul, actorul, filozoful, omul care le reunește pe toate acestea. Sigur, putem reconstitui viața cuiva punând la oaltă părți din biografie, dar cel mai greu este să reconstituim viața interioară, experiența trăirii lăuntrice, întrebările, chinurile, emoțiile, luptele cu demonii și cu îngerii, căutările, visele, dar și visurile noastre. Toate acestea reprezintă de fapt esența, sau mai bine zis, chintesența a cine suntem. Iar aici, spectacolul lectură a mers drept la țintă. Ne-a prezentat o radiografie a sufletului lui Oț. Ne-a arătat ceva din bogăția și complexitatea lui și din curajul de a-și trăi destinul. Dacă ar fi să rezumăm întreg travaliul care se desfășoară într-o psihoterapie, l-am putea reduce la două lucruri. Curajul de a ne întâlni cu noi înșine și cel de a ne urma propriul destin. Jung spunea că oamenii fac absolut orice, oricât de absurd ar fi, numai pentru a evita să se confrunte cu propriul lor Suflet. Oare de ce, ne-am putea întreba? Spectacolul pe care l-am văzut ne dă răspunsul. Titlul său ne dă răspunsul. Eu nu o să fac decât să-l detaliez. Urmărind traiectoria vieții lui Oț, dar și a fiecăruia dintre noi, putem vedea că este foarte greu să ne întâlnim cu propriul Suflet, să-l cunoaștem. În primul rând, din cauza multiplelor influențe și distorsiuni la care suntem supuși de-a lungul vieții noastre. Ele produc tot felul de cristalizări care ne fură ochii și ne împiedică să ne mai accesăm esența. O să folosesc ca exemplu metafora ramurii a lui Stendhal. Atunci când lași o ramură fără frunze în minele de sare de la Salzburg, în scurtă vreme, ea se umple de cristale strălucitoare, devenind de nerecunoscut. Prin această imagine, Stendhal descrie procesul de îndrăgostire, modul prin care vedem persoana iubită, plină de calități, și nu o putem cunoaște cu adevărat decât dacă reușim să dăm cristalele la o parte. Eu cred că este o metaforă potrivită și pentru procesul de dezvoltare. Procesul nostru de dezvoltare, în cadrul căruia părinții, familia în sens larg, mediul, așteptările celorlalți, se depun ca niște straturi, mai mult sau mai puțin strălucitoare, peste esența noastră și ne împiedică contactul cu noi înșine. De altfel, vedem în destinul lui Oț cristalizarea pe care a produs-o influența tatălui. În loc să fie încurajat pe drumul muzicii, Gheorg devine campion național la not, vorbitor fluent de limbi străine și ulterior inginer. Am putea să ne întrebăm oare de ce tatăl a avut această o atitudine, de ce l-a descurajat să facă o carieră muzicală ca el însuși, să fie din invidie, din rivalitate, dintr-un complex al puterii, ar putea zice Freud să fie neputința de a-și vedea copilul cu talentele și harurile lui? Sau o repetiție a unei identificări inconștiente? Tatăl lui Gheorg a fost inițial mecanic la căile ferate înainte de a deveni solist. Ar fi putut înțelege cât de important este să-ți găsești și să îți urmezi drumul. Interesant este impactul pe care l-a avut primul contact cu opera asupra lui Gheorg la vârsta de patru ani. Astfel de experiențe intense, puternice, de neuitat, sunt întâlniri cu sinele nostru, cu sufletul nostru. Chiar dacă pe moment nu apărem la întâlnire, sinele va mai găsi ocazii pentru a ne vorbi până se face auzit. Putând chiar să ne dea întreaga viață peste cap. Ulterior, cel mai renumit rol al lui Oț a fost cel al personajului principal din opera Demonul de Anton Rubinstein, cea care l-a marcat atât de puternic în copilărie. Și aici ajung la motivul următor pentru care este greu să ne întâlnim cu sufletul nostru. Ne este greu și teamă să ne cunoaștem în profunzime. Pentru că asta înseamnă să intrăm în contact cu părții din noi înșine care nu ne plac, care nu sunt acceptate social sau care nu se potrivesc cu imaginea pe care o avem și o cultivăm despre noi înșine. Este celebra întâlnire cu umbra, despre care vorbește Jung, întâlnirea cu părțile noastre întunecoase. Cea mai frecventă modalitate de a o evita este proiecția ei asupra altcuiva banalul tu ești de vină. Dar există și proiecții colective ale umbrei, precum rasismul, comunismul, nazismul și altele. Diavolul, Rigoletto, Stalin, moartea sunt câteva dintre variațiunile pe tema întâlnirii cu umbra din viața lui Oț. Să ne cunoaștem pe de-a întregul înseamnă să avem disponibilitatea emoțională de a cunoaște și de a recunoaște părțile întunecate din noi înșine, să știm că ne aparțin, să intrăm în dialog cu ele, să vedem ce vor de la noi și chiar să avem capacitatea de negociere. Apoi, să le putem integra prin conștientizarea lor și printr-o atenție și un efort permanente. Dacă vrem să ne cunoaștem cu adevărat, trebuie să ne murdărim, să intrăm în noroi, să ne pierdem iluziile trebuie să putem accepta paradoxul ca esența vieții. Îngerul are părțile lui întunecoase, precum și demonul are lumina lui. Nimeni nu este doar bun sau rău. Suntem și buni și răi în nenumărate feluri, așa cum între alb și negru există sute de nuanțe de gri. După cum spunea Jung, nu ajungi la iluminare, prin fantezii despre lumină, ci prin conștientizarea întunericului. Asta înseamnă să fim întregi. Cunoașterea de sine nu este ceva static sau analitic, ci un proces dinamic, profund legat de dinamicile vieții. De asta, mergând pe acest drum, mergem, de fapt, pe drumul destinului propriu, care ajunge să se dezvăluie odată cu fiecare pas pe care îl facem nu ne este predestinat, ci îl construim noi, din propria ființă, așa cum păianjenul își țese pânza. Jung îl numește proces de individuare. Și anume să ne atingem potențialul. De asta cred că este esențial ca din când în când să ne punem aceste două întrebări pe care le-am auzit presărate de-a lungul spectacolului. Cine sunt eu? și care este menirea mea în viață. Apoi să căutăm și să ascultăm răspunsurile de-a lungul întregii noastre vieți.